Bună dimineața, 23, este ajunul ajunului de Crăciun, când încă e așa o chestie un pic paradoxală din punctul meu de vedere. Deci dimineața, dacă stăm să ne gândim de-a lungul anului, e o nebunie pe șosele, da? Și vorbim de dimineață însemnând acolo în jurul primei ore, adică în jur de ora 7, plus minus cu jumătate de oră și mai mult probabil, dar în fine, să luăm timpul ăsta. Ce nebunie, stai în cozi, mergi cu pasul furnicii, în fine. Băi, dar ieri și astăzi, la ora 7, era, nu știu, mai rău ca duminică. Adică aproape dacă vedeai câte o mașină așa, din când în când, că mergea, cine știe, poate la serviciu, prin excepție. Bun, dar după masa sau pe la amiază, hai să zicem la amiază sau, mă rog, chiar către după masa seară, da, în mod obișnuit, oamenii ceva, mers pe casă. În această săptămână, stai mă, taci din gură. În această săptămână, oamenii toți parcă au dat buluc în toate magazinele. Și în magazine pe care nu le-au vizitat de a nu știu câtă vreme, sau, în fine, locuri din astea, de unde trebuie să cumperi ceva. Trebuie să cumperi ceva neapărat înainte de Crăciun. Groznic! De ce trebuie să... Trebuie, adică chestia asta, trebuie să cumperi. Trebuie să te noiești, trebuie să cumperi nu știu ce bazaconii pe care nu le-ai cumpărat până acum. Na, în fine, nu știu, pe mine nu m-a prins chiar așa agitația asta. M-a prins un pic, dar nu exagerat, sper. Să nu zic hop până nu s-ar plăiază, pentru că e abia 23, cine știe, poate mă prinde mâine. Și apoi când m-a prins mâine, m-aș făcat, la revedere. Dar mai aștept, eu am răbdare, astăzi o să ne întâlnim cu, sper, Angel Rusu. Zic sper că, eu știu, mai adorm oamenii, poate rămâne mai mult în lumea viselor decât ar trebui, deși am încredere. Păi, am încredere 99,99% că Angel se trezește la timp și ajunge în studio. Angel Rusu, cu siguranță l-ați mai văzut voi în diverse ipostaze, dar astăzi o să povestim ca DJ care îmbină muzica electronică, din asta așa mai... Da, electronică, putem să-i spunem, cu... muzica simfonică. Băi, și este o chestie foarte faină. Sigur, ce face el de obicei, ne va povesti ce proiecte speciale a avut pe parcursul anului și ce plănuiește pentru anul următor, iarăși ne va povesti el. N-am să dau foarte multe detalii eu acum, dar încolo după jumătatea orei îl vom avea în platou și o să povestim cu el. Apropo de spiritul ăsta al sărbătorilor, dacă suntem în perioada în care unii ori intră prea mult în spirit, după cum sunt declarațiile, nu am făcut eu neapărat o statistică, dar am cules câteva declarații de acolo și le-am introdus în câteva categorii. Cum ar fi o categorie a oamenilor care sunt cuprinși total de spiritul sărbătorilor, peste tot văd mai jingle bells și clopoței și Moș Crăciun și cadouri, și cealaltă categorie, cu tristețe trebuie să zic că există această categorie, în care oamenii se declară că sunt total ocoliți de spiritul Crăciunului. Bun, și am să mă gândesc, bă, ce înseamnă de fapt spiritul Crăciunului? Ce înseamnă să fii cuprins de spiritul Crăciunului? Care este spiritul Crăciunului? Care? Tibi, colegul nostru Tibi de la cameră. Tibi, care după părerea ta este spiritul? Cum te simți tu de Crăciun? Care ar trebui să fie starea potrivită de Crăciun? Să fii liber. Băi, deci materialism, deci, uite, asta este o subramură a categoriei. Liber la gândire? A, deci asta se întâmplă numai în preajma Crăciunului, ești liber la gândire doar atunci? Tibi, nu mă provoca! Cristian, care este, din punctul tău de vedere, spiritul Crăciunului? Cum trebuie să te... Crăciunițele! Frate, dar sunt înconjurate numai de oameni care se gândesc la altceva decât mă gândesc eu. Cine știe, diversitatea asta poate ne duce undeva. Colegii din... imediat zic. Colegii din regie, cum definiți voi spiritul Crăciunului? Sau 0264420135. Cum definiți voi? Ce înseamnă pentru voi? Pentru voi toți, că spun imediat și eu, mă rog, așa ca parte din mulțimea asta, ce înseamnă de fapt spirit? Ce înseamnă să fii în spiritul Crăciunului? Cine îmi zice? Radu, colegul de la regie. Radu Sim este colegul nostru de la regie. Și care? Este ok? Abia, sigur, fie e personală. Radu asta spunea că este o chestiune personală. Ține foarte mult de amintiri. De amintiri, deci cât de frumoase sunt amintirile care te năpădesc în preajma sărbătorilor. Mișu, hai că la sunet. Mișu, ce e pentru tine spiritul Crăciunului? Cum te simți în spiritul Crăciunului? Să fii liber, de la serviciu sau ce? Nu, dar liber de ce? Să fii liber de ce? Să gândești
Să te gândești la orice fără stres, asta vrei să zici. Deci să fii destresat. Asta înseamnă să fii în spiritul Crăciunului, să fii destresat. Adică cu stresul de o parte și să fii cu familia. Ia, asta spunea iarăși colegul Mișu, să fii cu familia. Păi, așa viziunea mea, să, poate că nu este cea mai corectă, dar na. Păi, într-adevăr, să fii liniștit, dar nu în sensul ăla să stai ca o legumă, știi? Să nu zici nimic. Nu. Deci nu de liniște asta e vorba. De liniștea aia în care, exact cum oarecare zicea, cu destres, cum zicea colegul Mișu, să mai e stresul ăla, știi, că mâine ce fac, astăzi ce fac, am terminat tot, nu mi-am rezolvat niște chestii. Asta, din punctul meu de vedere, înseamnă, de fapt, liniștea, spiritul ăsta, să fii în spiritul Crăciunului. Nu, câte cadouri am luat la Chiorghe, la Maricica nu i-am luat nu știu ce i-a trebuit, n-am ajuns cu Colinda, nu știu unde, stai că vin colindătorii, n-am suficiente prăjituri, du-te, schimbă-mi banii că vin ăștia cu clopoței și trebuie să le dau de câte un leu, că nu le dau de 5 lei. Ce sunt așa niște nimicuri. Bun, asta nu la mână. Doi la mână, mai ales pe internet, tot găsesc, pe diverse rețele de socializare, nu numai pe Facebook. E chestia aia. Bă, iară vine Crăciunul și nu mă simt deloc în starea de Crăciun. Bă, dar care ar trebui să fie starea de Crăciun, știi? Eu cred că de aici fiecare sigur, nu pot să dai o definiție generală, dar cred că fiecare trebuie să-și definească, de fapt, ce înseamnă starea de Crăciun. Aia unul la mână, să faci X-ul, știi? Stabilești, uite, aici trebuie să ajung. Doi la mână. Bun, ce fac eu, ce fac ca să ajung acolo, la punctul ăla marcat cu X? Eu am așa impresia că unii au dorința asta ca ei numai să stea și se pun așa frumos pe scaun și pș, din cer sau de undeva, din etajul superior, de undeva, trebuie să apară o stare de Crăciun care să pș, se bage în tine și să zici, uite, acum sunt cuprins sau cuprinsă de spiritul Crăciunului. Nu știu dacă e chiar așa, da. Iar treaba aia cu apărutul de moș, apropo de moș, că avem, colegii la știri au făcut un reportajel cu moșul sub o altă formă, o să vedem imediat, așa că nu mai insist foarte mult pe chestia asta. Băi, am primit un mic cadou foarte simpatic, vreau să-l împart cu voi. Bine, zice că aici talia este XL, probabil că am o talie de cap, că e vorba de o căciulă, uite, o căciulă drăguță, de la cei de la echipa noastră reprezentativă de Raliu, Napo Carelli Academy. Am o talie de cap, înțeleg. Uite atâta. Ia stai să vedem cum arată dacă îmi pun căciula asta în cap. Cu talia XL. Am o talie XL în cap. Nu mi-am făcut niciodată măsurătoarea capului. Da, am stric un pic freza, dar nu-i nimic. Ia. O păstrez? Da. Până la sfârșitul orei? Apoi putem să o ținem așa, uite. Ia. Cu ciucurile astea verde, nu? Păi acum mi se pare că asta e așa o căciulă mai de spiriduș, cum ar veni. Am nu știu, în echipa de raliu, spiridușul ce înseamnă? Cel care merge și schimbă roțile, umflă, nu știu, acolo, treburi, socoteli? Ha? Schimbă, umflă motorul și schimbă roțile. Da, bună figură. Ok, hai că mai vedem și alte chestii. Mulțumesc foarte mult colegului Vio, care în această dimineață a fost atât de rus și în alte dimineții se drăguză. Acum, băi, mi-am adus aminte că trebuie să-i mulțumesc pentru de atâtea ori dimineața el vine și mi-aranjează frumos ziarele aici, ca să le putem citi împreună, pentru că o să urmeze și momentul în care vom răsfăi ziarele. Dar până atunci, hai să vedem un pic cu... cu ce oare? Cu clujenii? Ah, da! Clujenii se pare că vor avea parte de o sărbătoare de Revelion, ceva mai anemică. Colegii de la știri așa au numit evenimentul ăsta Revelion anemic, pentru că s-a alocat un buget cam de vreo 3 ori mai mic și dacă ne gândim la faptul că pompozitatea unui eveniment este direct proporțională cu bugetul alocat, atunci e clar că așteptările trebuie să fie mici cu privire la acest Revelion, a trecerea dintre 2015 și 2016. Hai să urmărim puțin ce au făcut colegii de la știri și mai vorbim după.
Anul trecut, municipalitatea a cheltuit peste 300.000 de lei pentru petrecerea de revelion pe care a organizat-o în centrul orașului. Trupa de talie mondială de Asteroid Galaxy din Danemarca a încins atmosfera în rândul celor 12.000 de spectatori prezenți în Piața Unirii, iar show-ul de laser a fascinat publicul. Anul acesta, în schimb, s-a renunțat la concertele grandioase. Recital Magda Pușcaș și prietenii vor fi urmate de un concert al formației Semnal M și de un concert al formației Vița de Vie. Seara va continua cu un concert susținut de Aldo Blaga și orchestra sa Țica Sax. Miezul nopții va fi marcat totuși de un foc de artificii. În plus, la ceea ce nu renunță primăria sunt însă acele 700 de sticle de șampanie care vor fi deschise în noaptea dintre ani aici în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Oamenii au însă mari așteptări de la astfel de evenimente. Ce mai așteptați? Nu vedeți cum merge țara asta? Nu vedeți că tot aiurea? Contează trăirea sufletească, contează entuziasmul interior, firește și exterior, în cele din urmă și această posibilitate de a intra în contact și de a schimba, cum zic, un gând bun. Cred că sunt importante, da. Cred că ar fi important. Nu știu, adună oamenii împreună și să se bucure de sărbători. Petrecerea din acest an va începe la ora 21 și se va încheia puțin după miezul nopții. Da, sigur că nu vedeți cum merge țara asta, ce așteptări să mai aibă oamenii. Da, chiar așa. Sigur că așteptările sunt întotdeauna, unii zic mare, noi am zice normale, noi cei ăștia din popor așa. Dar sper că la un moment dat ajungem și noi din urmă, politicienii ăștia care s-au cucozat ei acolo așa undeva frumos. Și de asemenea, apropo de asta că poate o să meargă țara într-un moment mai bine, poate că știi, începutul sau cel puțin aparența asta de tăiat a picioroangelor unor politicieni ca să mai ajungă la nivelul nostru, poate că o să dea roade. Sau, eu știu, o fi un exercițiu de imagine, habar n-am, că era la un moment dat povestea, nu, parcă Claus Iohannis sau cine a zis, mai știu cine a zis, că unul dintre obiectivele, sau Cioloș, sau în fine, unul dintre obiectivele pentru anul 2016 este să crească din nou încrederea oamenilor în politicieni, în clasa politică. Este un obiectiv foarte mare. Da, vedem. Da, deci de revelion în centrul orașului o să avem ceva concert din ăsta mai lejereanu. Trebuie să zic că mie nu mi se pare nepotrivit povestea asta, cu, mai ales că îi vedem pe cei cu semnalem, cu care mai era. Mai era Vița de Vie, a zis parcă, Vița de Vie, na, e ok, Vița de Vie, ritmul ăsta așa un pic mai, știi, de ăștia tineri, semnalem, mai să zicem, de o anumită vârstă și mai erau, nu știu, Aldo Blaga, nu știu ce tralala, mă rog, ei sunt și ei pe acolo. Și mai sunt, cine mai era, mai Magda Pușcaș, uite, partea de folk, adică e o paletă foarte diversă. Mai musai să vină Chris Norman sau mai știu ce alte vedete din astea internaționale care, nu știu ce să zic, na, cât spectacol extraordinar de mare vor să facă, ar trebui să facă artiștii ăștia internaționali ca să chiar merită, adică să fie ceva special, că altfel eu nu înțeleg de ce să vină artiștii ăștia să vină să cânte acolo în fața ta, numai că e o demonstrație că pot să cânte live, de asta să plătești mii de euro, că sunt niște mii acolo. Eu vreau mai mult de obicei, deci în ultima vreme foarte rar mă duc la concerte. Bine, foarte bine pentru cei care merg și, cum să spun eu, se simt bine acolo, e super ok, dar așteptările mele deja sunt altele. De ce? Pentru că accesul la muzica artiștilor, internațional, românești, nu contează, acum este foarte, foarte facil accesul, este foarte facil. Adică, bun, vreau să nu știu, îi ascult pe calculator, îi ascult pe un CD, îi ascult în mașină, îi ascult acasă, îi ascult pe un YouTube, îi ascult la televizor, știi? Adică trebuie să fie, de ce vreau să-l văd față în față? Să ce? Să fie chestia aia de, dă-mi voie să te ating. Oh, m-a atins vedeta! Deci, să nu exagerăm, trebuie să fie altfel și, repet, vorbim de mii de euro, care sunt niște onorarii, așa, na, normale pentru artiștii ăștia extraordinari. Deci trebuie să facă ceva din punctul meu de vedere. Atunci când un artist merge să susțină un concert undeva și primește 1000 de euro, mă, trebuie să facă un spectacol personalizat pentru locul ăla. Știi? Adică o chestie, nu știu, să fii foarte aproape. Adică nu te duci numai și bună seara, Cluj-Napoca. Deci dacă e internațional, am mai învățat să zică bună seara. Na, hai, sunt pe spate. Sigur, e un pas. Dar trebuie mai mult decât atât.
Poate sunt eu prea, nu știu, pretențioasă. Se poate și asta. Toată lumea sară acum cu mine. Dar asta poți să zici oriunde, știi? Toată lumea poate să sară cu mine și în Cluj, și în Sibiu, și în Londra, și în oriunde. Bine. În Londra nu sare? A, în Londra se sare cu altceva. Bun. Apropo de spiritul Crăciunului de care vorbeam un pic mai devreme. Deci, dragii mei, nu avem acum un concurs neapărat. Concursul e pentru fiecare. E așa o grada noastră de căutare a spiritului sau de revelare a spiritului Crăciunului. Deci eu mă bucur foarte mult că sună 0264420135, dacă mai sună ceva, hai să luăm în direct omul. Dar nu avem un concurs. E foarte drăguț chestia asta, e drăguță că sună oamenii pentru concurs. Dar dacă nu avem concurs, atunci, na, nu știu. Concursul este pentru cine? Concursul e pentru, numai pentru noi? Cum adică? Și ce câștigăm? Experiență? Băi, las. Ne-am săturat de atâta experiență, avem atâta experiență și pentru asta tot ne mai dau din când în când afară oamenii când fac ei o selecție din asta în rândul televiziunii. Bă, tot am discuția, mai trebuie să o zic, e ultima din săptămâna asta, ediție, nu contează. Deci mă întreabă lumea, păi, dar n-ați venit să faceți un reportaj nu știu unde, nu știu unde. Zic, da, domnule, vrem să venim. Pe cuvântul meu că și eu și toți colegii noștri vrem să venim. Dar nu avem suficienți oameni ca să mergem să acoperim toate evenimentele care sunt în Transilvania asta. O, cum? Că voi sunteți mulți acolo la televiziune. Hai, serios! Cum să fim mulți, frate? Unde suntem mulți și nu ne vedem? Deci la numărul ăsta de redactor pe care are studioul teritorial de la Cluj, e imposibil să acoperi majoritatea evenimentelor. Așa că faci o selecție și te duci și cumva faci un fel de prioritizare, dar e destul de urât cuvântul ăsta, prioritizare, că înseamnă că ăia pe care nu-i acoperi n-au intrat în prioritate, ceea ce nu ar fi așa, dar mă rog, fizic nu reușești să faci. Nu, pentru că atunci când se fac selecțiile alea de personal, de afară oamenii, se dau din teritorii. Bine că rămân, frate, acolo la București cu vârșini de sat. Bă, foarte bine să fii și de acolo, că e nevoie atâta, dar nu-i mai dă afară pe ăștia din teritoriale, că au de acoperi mult mai mult decât au ăia din București. În Franța e de treabă. Ok, hai să-l găsim pe Moș Crăciun. Fanenog este un fel de moș, este un moș special și tot așa ne întoarcem către colegii de la știri, care, iată, au mers și l-au întâlnit pe acest moș special. Artistul spune că iubirea față de semeni l-a transformat într-un moș Crăciun veritabil. Au lipsit moșii în țară și atunci m-au rugat diferite televiziuni, hai la noi, hai la noi, hai la noi. Și atunci am luat în serios că cu bucurie vă spun treaba asta, copiii sunt ca și noi, simt ca și noi. Se bucură ca și noi, plâng ca și noi, numai altfel se manifestă. Fanenog spune că nu este ușor să ajungi Moș Crăciun. Recunoaște că a avut parte și de cereri mai inedite. Un copilaș mi-a scris acolo, moșule, aranjează-mi că eu tot vorbesc cu părinții mei și nu știu ce fac, că nu-mi vine frățiorul. La care eu m-am uitat, unde-s părinții ăștia? S-au ridicat în picioare roșii la față, zic, nu, treceți la treabă. Copiii nu vă pot aștepta. Este greu când unii ne cer ca să spunem defectele copiilor, mi se scrie undeva și asta nu trebuie spus. Numai calitățile copiilor. Mi este greu să spun unui copil că ai greșit. Programul lui Moș Crăciun este foarte încărcat. Drept dovadă, noi l-am întâlnit la un campionat de șah, unde a fost așteptat de zeci de copii entuziasmați. Ți-a plăcut concursul ăsta? Da. Ai primit cadouri frumoase? Da. Să înveți șah, să fii cu minte. Când vine vremea rea, cu primii fuzi de nea, se scutură de noi, de sfinte sărbători. De ce-ți place de el? Mi-aduce cadouri și mi-aduce și brăduți. Moș Crăciun cu plete talbe a sosit de prin ameț și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Din tot sufletul vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze cu toate darurile Lui, să ne bucurăm de nașterea Domnului Iisus Hristos. Să ne ajutăm între noi, vă doresc să aveți multă sănătate, bucurii, sărbători foarte, foarte fericite! Băi, ce drăguț este Fanenog, foarte drăguț și mi-aduc aminte și când era în platou așa, parcă, nu știu, mi se părea un, nu știu,
o prezență ireală aproape, numai că, vorba aia, știi, puteam să-l ating și era real. Și apropo de moșul acesta care avea barba lui albă, de care dacă îl trăgeau copiii, au, cam vrea. De exemplu, când a venit, o scurtă paranteză, când a venit Moș Crăciun la copiii, de exemplu, de la Aikido. Și, evident, cum stăteau copiii în brațe la moșul, moșul având așa o barbă destul de stufoasă albă, ce făceau copiii? Păi, îl trăgeau pe moș de barbă. Atâta doar că era pe fază moșul respectiv și își ținea barba, că altfel o lua la plimbare barba respectivă. Deci, mare grijă, copiii de astăzi trebuie să testeze foarte multe. Bine, unii se sperie și atunci cu ei ai scăpat ușor din punctul ăsta de vedere. Barba ta este protejată, clar. Dar cu ceilalți care vor să te tot tragă, să nu zic altfel, da. Hai să vedem ce temperaturi ne așteaptă astăzi în zona Transilvaniei. Anemezi zice așa, vântul va sufla de la slab până la moderat, la noapte se înregistrează minus 3 grade la Brașov și minus 2 la Cluj-Napoca. Temperaturile în general mâine vor fi între 4 grade și 14 grade Celsius, iar vineri între 3 grade și 10 grade Celsius. Ne așteptăm să fie, câte grade scrie aici? La Arad 11 grade, la Oradea 11 grade astăzi la amiază, la Deva 8 grade, la Zalău 10 grade Celsius, la Cluj maxima va fi de 8 grade Celsius, la fel și la Alba Iulia. Și mai avem câteva temperaturi, da, la Sibiu 10 grade vor fi, la Târgu Mureș 9 grade Celsius, la Țighetul Malmației 10 grade Celsius, iar la Miercurea Ciuc la amiază vor fi 4 grade Celsius, la Brașov vor fi 8 grade. O zi destul de caldă pentru luna decembrie, dar de altfel meteorologii au cam anunțat că în această săptămână, mă rog, până vineri cel puțin, vremea este mult mai caldă decât ar trebui pentru luna decembrie. În schimb, în a doua și a treia zi de Crăciun, lucrurile se mai schimbă puțin și vin și oareși ce precipitații, dar destul de slabe, în sensul de ninsori mai slabe. Săptămâna viitoare, însă, către capătul ei, începe să intre iarna în haina obișnuită, în cojoacele ei obișnuite. În clipele următoare răsfoim ziarele. Ok, hai să începem noi cu Monitorul de Cluj. Minciunile Simonei Gaci. Secretarul județului și-a făcut un obicei din a-i minți pe consilieri. Simona Gaci este juristul șef al județului Cluj. Prin mâna ei și sub semnătura ei, județul își asumă obligații și își apără drepturile. Este cel mai important funcționar al instituției și ultimul asupra căruia ar trebui să planeze suspiciuni privind onestitatea. Și totuși am prins-o cu minciuna, nu o singură dată, spun cei de la Monitorul de Cluj. În paginile 4-5, hai să vedem, oare ce minciună o fi zis tantea asta? Da. Document, hotărâre, ok, bun. Prima minciună, județul Cluj nu a câștigat garanția de la MBS. Județul Cluj riscă să piardă întreaga finanțare europeană din cauza întârzierilor și a suspiciunilor de corupție care planează asupra întregului proiect. Garanția de bună execuție am câștigat-o în instanță, au spus în ședința de luni. După amiază, atât secretarul județului, Simona Gaci, cât și directorul executiv, Mariana Rațiu, în momentul în care consilierii județeni dezbăteau proiectul de hotărâre privind alocarea din bugetul Consiliului Județean a sumei de 11 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor de la drumul turistic Răchițele Ipo Nord, dar și pentru plata lucrărilor neconforme. Băi, drumul ăsta, poți să faci un film întreg despre aventura cu drumul ăsta Ipo Nord. În fine, deci garanția de bună execuție am câștigat-o în instanță, spunea Simona Gaci. Tra-la-la, nu știu ce. Consiliul județean au decis clujenii buni de plată în cazul jaflului de la Ipo Nord. Bă, asta iarăși e o chestie. Eu când am auzit prima oară, mi s-a zburit părul așa cumva de nici nu știu, de controversă, de nerv, de ce vrei tu. Adică acolo sunt niște nereguli cu drumul ăla, da? Bun. Și cum se rezolvă neregulile? Cum se rezolvă neregulile? Păi tot din buget. Ce a zis? Rezolvăm din bugetul local. Hai serios, adică tot din banii noștri, pentru că voi, nu contează ce nume era în acest nume, voi.
Da? Deci voi, ăștia care trebuia să vă ocupați de rezolvarea drumului, adică să faceți drumul pe niște bani, să aveți inițial, n-ați reușit să o faceți. Păi atunci hai să se facă, domne, o anchetă. Mie mi se pare asta că deja e de domeniu, nu, dincolo de chestia de bun simț. Deci dacă ai îmbulinat-o tu, păi frate, să răspunzi. A, n-ai bani să plătești? Păi nu, cum să fac și alții? Păi du-te la închisoare, știi? Sigur, pare foarte ușor așa să arunci cu vorba, dar mie mi se pare că deja de foarte multă vreme se exagerează cu treaba asta cu drumurile. Băi, drumurile la noi sunt niște găuri negre, cum ar veni, niște gropi din alea în care tot bagi, nu mai iese nimic aproape. Costă enorm de mult, deci avem drumurile, am crezut că numai autostrăzile sunt, dar iată, și drumurile obișnuite sunt poate printre cele mai scumpe drumuri din lumea asta. Deci dacă noi reușim să avem cea mai scumpă autostradă, în Franța, nu mai zic în ce s-o dai. Și tot în articolul ăsta cu Simona Gaci, a doua minciună, autorizația pentru Romața. Potrivit directorului Gelu Săulițianu, în ianuarie 2015, Romața, autoritatea română pentru supravegherea traficului aerian, a cerut Consiliul Județean o autorizație de construire pentru un turn de control nou la aeroportul Cluj. În ședința de Consiliul Județean din 23 noiembrie, Simona Gaci și Mihai Steplecan i-au mințit pe consilierii județeni că au emis autorizație pentru acest turn încă de acum câteva luni. În realitate, Consiliul Județean a eliberat autorizația abia în luna decembrie, la un an după ce Romața a solicitat-o. Băi, ok. Acum, hai să zicem că a ajuns și la cunoștința noastră tuturor chestia asta, da. Ce se va întâmpla mai departe? Asta e de urmat. Sigur, e foarte bine că fac săpături și jurnaliști și oricare altcineva fac săpături și află chestiile astea, dar mai departe ce se întâmplă? Și în continuare eu rămân foarte intrigată de povestea asta, de ce se acoperă din bugetul nostru gafele unora din autoritățile astea care trebuie să își facă treaba și nu și-o fac. Și când greșesc, nu e tras nimeni la răspundere și tot din banii noștri merg știi, chestiile de cârpeli. Adică, domnule, s-a fisurat ceva la buget, aici nu-i nimic, las cum mai pompăm, că doar avem de unde. Clujenii ăștia niște fraieri și merg și-și plătesc acolo impozitele, nu? Sigur că da. În fine, asta e așa, pastoralele de Crăciun ale înalt preasfințitului Andrei și preasfințitul, cred că e tot, nu? La fel și la catolici e pâsă. Florin... Nu-l chema Florin? Crihălmeanu, în fine, nu mai vreau să intru aici. Am paginile 8, 9 și 10, sunt vorbele lor. Vasile Dâncu are bijuterii, tablouri și arme de peste 50.000 de euro. E așa cum e scris, eu prima oară am avut impresia că are anume de 50.000 de euro. De fapt, împreună cu tablourile și bijuteriile însumează chestia asta. Vicepremierul Vasile Dâncu a încasat anul trecut din dividende de la IRES aproximativ 1.800.000 de lei. Ok, foarte bine că sunt la vedere și foarte bine că este dintr-o afacere care, mă rog, pare să fie curată. Nu pot să zic niciodată 100% sigur de ceva în chestiile astea, dar oricum, pare să fie. Clujul, orașul cu cele mai scumpe apartamente, cele mai mari creșteri anuale ale prețurilor la apartamente s-au înregistrat anul acesta în Cluj, Timișoara și Suceava. E vorba de creștere, nu neapărat că sunt cele mai scumpe apartamente, dar creșterile sunt cele mai mari în aceste trei orașe. Bucureștiul a fost depășit în ceea ce privește prețul apartamentelor. Da, tot un articol pe care îl putem citi aici. Și cam așa, în rest, sigur, foarte multe urări de fericire. Eu nu știu, uite, de exemplu, mă uit și la mijloc aici. Sunt foarte multe reclame. Reclame, nu știu cum se le numește altfel, că ele sunt încasate oricum ca reclamă. Sunt chestiile astea de sărbători fericite. Firma X, fie ca, exact, uite. Fie ca, sărbătorile iernii să vă lumineze sufletele și casa, bla bla bla. Cu ocazia sărbătorilor de an noștri, în pragul sărbătorilor noștri, spiritul sfintelor sărbători. Asta e, băi, da, mă, ăsta e spiritul, mă, ăsta e spiritul Crăciunului, mă, materialul din publicitate. Da, și două pagini simple. Deci, eu nu știu, e cineva care se meargă, uite, deschide aici. Ia să vedem cine oare ne urează nouă sărbători fericite. Nu cred că nici Hunter-Tab. Sau poate cineva care se plictisește. Poate că îi. Chiar, poate că sunt eu prea neplictisită și de asta nu am chef să stau să citesc toate reclamele respective, dar mesagerul de Sibiu, tradiții de Crăciun, pe prima pagină, uite, avem o poză cu colindători în port popular. E așa mix de dragi colindători ăștia care merg în port popular să colinde. Mi se par
emoționanți, na, nu știu, poate că face parte din spiritul Crăciunului de care vorbeam mai devreme. Cine știe? Ziua nașterii Domnului se bucură de o specială și laborioasă pregătire pentru ca sărbătoarea să fie mai frumoasă. La sate, îndosebi sunt păstrate mult mai bine datele în aceste perioade anului. De pildă, în mărginimea Sibiului, încă se păstrează cu sfințenie în fiecare an obiceiul întâlnirii cotelor de... Cetelor de jun. Mesagerul de Sibiu dezvăluie câteva dintre tradițiile și superstiții. Prezintă câteva dintre tradițiile și superstițiile din popor legate de sărbătoarea Crăciunului. Apropo de tradițiile de Crăciun, băi, mâine evident că voi fi prezentă în satul Boz, acolo unde în urmă cu câțiva ani, vă aduceți aminte, am petrecut împreună ajunul Crăciunului și aceleași obiceiuri pe care le-am văzut în emisiunea de atunci sunt prezentate de către cetele de colindători și în acest an, pentru că de fapt de foarte mulți ani, de sute de ani, se prezintă exact aceleași obiceiuri, se cântă aceleași colinde și pe mine mă bucură treaba asta. Mie nu se pare nimic demodat și mă bucur că în satul ăla cumva nu a venit modernitatea într-un mod exagerat. Știi? Cum zic? Și aceleași colinde se cântă, aceleași cete de colindători, rozii, turca, dubele și cei mici cu viflaimul și cu steaua. Și apropo, cred că mâine dimineață, dacă nu mă înșel și nu mă înșel, mâine dimineață o să ne reamintim cum se fac colacii, cozonacii în satul Boz. Bun. Sibiu și-a premiat sportivii, un alt articol din ziarul ăsta, Mesagerul de Sibiu. Sau hotelul de gheață de la Bulea Lac își deschide porțile. Băi, n-am fost până acum la hotelul ăsta, tot am auzit de el. Mi se pare foarte simpatică ideea să mergi într-un hotel de gheață și sper într-un viitor să mă duc acolo. Lucrările de structură ale hotelului de gheață sunt finalizate, deja locurile de cazare sunt rezervate atât pentru Crăciun cât și pentru anul nou. Deci e clar, anul ăsta nu mai am loc acolo, dar poate că pe anul viitor m-o-i gândi din vreme să rezerv câte ceva. Monitorul de Arieș. Cum a fost anul 2015, cum vrei să fie anul 2016, este de fapt un fel de raport al administrației publice locale, municipiul Turda, în anul care se termină și ce proiecte și obiective are pentru anul următor. Un liceu turdean cu tradiție se desfințează din lipsă de elevi. Decizia a fost luată de Inspectoratul Școlar Județean Cluj și însușită de forul deliberativ turdean care a aprobat rețeaua unităților de învățământ de pe raza municipiului, care vor funcționa pe anul școlar 2016-2017. Da, în prag de Crăciun a fost inaugurat Căminul Cultural de la Mihai Viteazu, iarăși un articol mai pe larg putem să găsim acolo. Uite, o dublă lansare de carte, consilierul local Nicolae Roș. Și-a lansat, păi nenea asta nu e închisoare, de ce și-a lansat cărțile astea? În fine, sute de copii au colindat la primăria Turda, care sunt ei, puteți să citiți în... ziarul cu pricina. Monitorul Express se schiază în Poiana Brașov. În masivul Postăvarul se poate schia pe partea superioară a pârtilor Lupului, Drumul Roșu și Canzel. Stratul de zăpadă depășește 40 de centimetri. În cazul în care... Deci, fii atent, o paranteză. Am văzut aici un titlu. Poiana Brașov are propriul centru de informare turistică. Eu, în naivitatea mea, credeam că stațiunile astea deja au, adică într-o stațiune turistică, primul punct pe care ar trebui să îl ai așezat frumos e centrul de informare turistică. Mă rog. De ce zic asta? Pentru că în alte țări, băi, de câte ori m-am dus într-o vacanță, în altă parte, în altă țară vreau să zic, și m-am nimerit într-o stațiune, indiferent că vreau să rămân acolo mai multe zile sau doar să vizitez anumite chestii, în primul rând, cumva, ajungeam în centru la punctul de informare turistică. Și de acolo, chiar am primit toate informațiile necesare, de la cazări. Nu neapărat, nu știu ce fel de rețele, de exemplu, mi-aduc aminte la mama aia sau la... În fine, în Constanța. Te duceai la nu știu ce punct. Cum îi zicea, mă, la punctul ăla unde te duceai? Centru de cazări. Nu informare turistică, unde trebuia... Și trebuia să-ți faci, deci te ducea acolo și de acolo te trimitea unde să te duci la hotel. Nu știu cum îi zicea, în fine, era pe vremuri o chestie asta foarte centralizată. Bun, amaia s-a desfințat în spiritul ăsta de libertate totală, mă rog, dar asta a fost din punctul meu de vedere o aberație, pentru că treaba asta de bună organizare trebuia păstrată. Și revin, așa cum în alte orașe, stațiune din lumea asta, am văzut organizarea asta și că funcționează și omul acolo într-adevăr e pus ca să te ajute pe tine ca turist
să vezi locul, să-ți placă locul, să fii mulțumit de informațiile pe care le-ai primit, etc., etc., etc. Omul să revină. La fel, ar trebui să fii și noi. Eu nu mi-aduc aminte acum, te duci și de obicei centrele astea de informare turistică sunt așa niște locuri aproape părăginate, știi? Deci te duci acolo și nu știi. Mai funcționează, mai funcționează, arată ca după bombardament. În fine. Elevii romi, mândria Brașovului la olimpiadele internaționale. Foarte frumos, oamenii intră în rândul olimpicilor și poate mai scapă așa un pic de stigmatul ăla care se pune de multe ori peste ei. Și la Jurnal Bihorean, drum nou în nordul Bihorului, DJ-191 Marghita Tășnad a fost modernizat printr-un proiect al Consiliului Județean Bihor din fonduri europene. Executantul a fost nu știu care SRL. În fine. Apropo de Tășnad, băi, avem un telespectator foarte fidel în Tășnad, domnul Nelu, care tot ne scrie pe pagina de Facebook. Apropo de pagina de Facebook, bună dimineața, Transilvania, dacă mai sunt diverse chestii pe care vreți să le semnalați, acolo, fără niciun fel de problemă, fie în căsuța specială de mesaje, fie, eu știu, comenturi pentru diverse alte chestii care se postează. Primar de Bihor repetenți la fonduri europene. 28 de primării din Bihor nu au accesat proiecte europene în 2007-2015, a anunțat prefectul Claudiu Pop. Acum, dacă aș fi foarte rea, aș zice că oamenii ăștia merită pedepsiți. Da, nu vreau să fiu rea, mai ales în prag, nu-i așa, de sărbători. Da, ziarul Unirea, pensiile speciale ale aleșilor primite cu revoltă și lehamite de cetățenii obișnuiți. Pensiile speciale ale... Deci, bine a zis, nu știu care, a făcut un comentariu. Deci a fost oricum o greață totală pentru poporul obișnuit, desigur, când șmecherii de acolo cu mandatele lor și-au votat pensiile speciale. Acum au lărgit treaba, știi? Au zis, bă, hai și la prietenii noștri din teritoriu să le facem și noi un cadou, că suntem în prag de Crăciun, nu-i așa? Sigur, este un cadou care se va, cum să zic eu, le va... Peste ani de zile își vor aminti cu mare drag de acest Crăciun al anului 2015. Nu-i așa? Grav. Foarte grav. Mie mi se pare grav. No, și atunci oamenii ăștia care sunt din clasa politică, oamenii ăștia, chiar dacă sunt ei pe administrație, sunt niște politicoși, da, cu ghilimele de rigoare și în sensul peiorativ. Deci toți oamenii ăștia, cum hantătar, ca să nu zic un franț, își închipuie ei că ar putea poporul să aibă încredere în ei. Deci cum poate clasa politică să se revigoreze în ochii și în accepțiunea poporului din moment ce tu faci măgării din astea? Dar nici nu interesează, corect. Nici nu interesează pe atunci. Pe atunci de ce mai declară că vor? Unul dintre scopurile lor este pe anul viitor. Mie, mă, mereți și băgați-vă sub pat. Și apropo, pe prima pagină în Unirea, tot așa. O pagină întreagă numai de fiecare sărbătoarea Crăciunului, ceea ce înseamnă că bănesc eu, nu? Asta înseamnă, le merge bine? Păi, deci, de acolo, frate, astea sunt, nu le zici pensii speciale, sunt un fel de ediții speciale pentru anumite ziare care au foarte multă reclamă de sărbători. Ziua de Cluj, eșecul Icponor, vremea de contului. Județul Cluj riscă să dea bani înapoi Europei pentru proiectul șoselei Icponor Rochițele. Consiliul Județean este dispus să plătească 11 milioane de lei ca să nu trebuiască să returneze circa 300 de milioane valoarea întregului proiect. Adică ceva de genul, pardon, 30 de milioane. N-am văzut eu dublu. Deci 30, nici măcar. Deci zice așa, Consiliul Județean este dispus să plătească, nu din banii lor a consilierilor, ci din banii clujenilor, să plătească 11 milioane de lei ca să nu trebuiască să returneze circa 30 de milioane valoarea întregului proiect. Cu alte cuvinte, bă, mai luăm încă jumate din suma asta ca să nu dăm toată suma. Știi? Bine, mă, frate, dar cum s-au scurs banii ăștia? Eu nu pot să înțeleg. Cum? Pe unde s-au produs, știi, scurgerile astea, că nu știu cum să le zici altfel. Cum? Prin fisurile din asfalt care unde au ajuns? În buzunarele cuiva, nu? Ei, doamne, doamne. Da, premierul desemnat al Moldovei are afaceri la Cluj.
Am tot povestit ieri despre chestia asta cu Ion Sturza, ieri Vitali Călugăreanu chiar ne-a făcut o prezentare a situației politice care îl implică și pe premierul desemnat al Moldovei. Ce ministere va acorda clujeanul Vasile Dâncu? Avem tot într-un articol din Ziua de Cluj și e sold out. E sold out la concertul de anul nou al Filarmonicii din Cluj. Făclia pe prima pagină, avem și programul de lucru de sărbători la... asta este la Făclia. Nu ne interesează la Făclia, credeam că este la primărie. Că la primărie e ceva program special, nu știu cum... Mă rog, cam ca la majoritatea instituțiilor de stat. În 24 cred că e program redus, evident că în 25 nu se lucrează, nici în 1 nu se lucrează și nu mai știu în 31. Dacă mai e sau nu ceva program. Oricum, luni, marți, miercuri, teoretic ar trebui să fie deschis, deci fără probleme. Apropo de program special, să aveți grijă la transportul în comun. Indiferent că vorbim de Cluj, de Sibiu, de Baia Mare, de oricare alt oraș, programul special al mijloacelor de transport în comun, în principiu este afișat pe site-ul instituției de transport, așa că de căutat. Un articol în Făclia despre câți bani au fost alocați în 2015 de la guvern pentru infrastructura din județul Cluj. Socialdemocrații clujeni susțin că anul ăsta județul Cluj a beneficiat de numeroase fonduri din partea guvernului Ponta pentru dezvoltarea proiectului de infrastructură. Deci așa cum începe articolul ăsta, nu vine să termin, dar voi dacă vreți puteți să-l citiți, uite, e în prima pagină. Bine, în jumătatea de sus, pentru că în jumătatea de jos avem iarăși o fieca. Informația Harghitei, pagina de sport, să zicem, că tot primim de fiecare dată, în pagina de sport, ce să citim, despre schi alpin, norvegenii pe podium, despre hockey și chestii de genul ăsta. Bun, cam acestea sunt lucrurile pe scurt. Și încă o chestie, românii din diaspora umiliți la intrarea în țară, se cere demisia ministrului Tobă, este inadmisibil ca autoritățile să fie luate din nou prin surprindere, este vorba de Vocea Transilvaniei și pe mine m-a mirat chestia asta, într-adevăr. Au fost undeva la 243.000 de persoane care au trecut granița în 48 de ore. Asta înseamnă, față de alte zile obișnuite, cam de 4 ori mai mult. Dar, hello, în alții ani era exact aceeași chestie. Deci să nu intrăm iarăși pe clișeul de au fost prinși pe nepregătite. Au fost indolențe, asta e. Haideți să vedem... A sosit colegul nostru, pentru mine e coleg, dar vreau să zic așa, pe invitatul nostru special de astăzi, Angel Rusu. Foarte relaxat, ca de obicei, adică stăpân pe situație, indiferent că e vorba de pragul Crăciunului sau de pragul unei zile de duminică, de exemplu. Bună dimineața, Angel! Sau de pragul ușii studioului vostru. Bună dimineața, bine v-am găsit! Vorbeam la începutul emisiunii despre spiritul Crăciunului și cum oamenii simt spiritul Crăciunului sau de ce unii declară că nu simt deloc, domnule, spiritul Crăciunului. Nu au... capabilitatea de a fi pătrunși de acest spirit. Unii au atâtea probleme și greutăți, Irina, în viață, că nu le mai pasă neapărat de perioada asta în care nu e așa, trebuie să fim mai buni, mai înțelegători. Dar mai trebuie. Tu te simți mai bine acum în perioada Eu nu mă simt mai bine, dar eu nu m-am simțit rău nici dinainte. Deci eu îmi doresc să fie starea asta mai departe, știi? Deci e starea de... Așa, atunci îmi pun întrebarea, oare eu și în restul anului am spiritul de Crăciun? Eu cred că tu ai spiritul Irinei Gaspar, care e suficient de vivace și de ok încât să nu te mai intereseze neapărat dacă e sărbătoare sau nu. Poate fi sărbătoare în fiecare zi. Da. Și, exact, colegii tocmai mă anunță că am dat drumul și de fapt toată lumea poate să audă parte dintr-un proiect al tău care pe mine m-a încântat foarte tare. Când am auzit prima oară combinația pe care ai făcut-o tu între muzica asta pe care o auzim în principiu în cluburi și da. O să vedem imediat, uite, și avem imagini cu cei care se pregătesc să-și plimbe arcușurile pe corz și am fost... S-a mai făcut combinația asta, bine, da, la sigur, un alt nivel și de obicei din ăștia mai celebri, nu băieți din mănășturi ca mine care au învățat singur să facă muzică electronică și au avut oportunitatea de a pune cu... orchestră de cameră.
Dar m-am bucurat că am avut șansa asta pentru că, na, într-adevăr nu vezi așa ceva în fiecare zi și exact cum bine spuneai, de obicei o muzică pe care o întâlnești într-un mediu de club, muzica electronică de obicei nu este prea bine privită de cei cu studii, academii de muzică și așa mai departe. Dar am reușit cumva să facem o fuziune, zic eu, destul de reușită, chiar dacă inițial destul de greu îi scos din zona de confort pe instrumentiștii care au studiat clasicul aproximativ toată viața lor de muzicieni, știi? Dar până la urmă au fost deschiși oamenii și a fost bine. Cum ai reușit? Aici avem imagini de la... De la Craiova. De la Craiova, exact. A fost un fel de, nu știu, titulatura era festivalul de... Era un festival de zilele filarmonicii Oltenia din Craiova în septembrie și filarmonica de acolo, având o conducere suficient de deschisă la minte, chiar și-au dorit să facă un proiect ușor inedit pentru ediția cu numărul 42, cred că era, acestui festival și printr-o cunoștință care e instrumentist acolo, am reușit să punem cap la cap acest proiect. Practic, eu nu știu să scriu partituri, dar chestiile pe care le-au zis cântate de instrumentiști au fost scrise de un tânăr domn, Sabin Penea se numește, care este foarte talentat și cumva el e into muzica electronică, de asta a reușit să facă niște chestii, zic eu, foarte potrivite pentru ce am produs eu. Inițial totul a pornit de la un filmuleț pe care l-am făcut anul ăsta, da, înainte de Electric Castle. Anunțam o trupă care va veni la festival și am făcut un remake cu un quartet de coarde, Young Famous Orchestra, de unde este și Sabin. Și cei de la Craiova au văzut acel filmuleț și s-au gândit să facem un întreg show pe piese scrise de mine și apoi reorchestrate de Sabin pentru orchestră. Și a fost minunat, evident. A fost impresionant. Deci eu când am văzut prima oară filmulețul, două ore, dar nu exagerez, două ore a mers pe non-stop. Adică i-am tot dar dat... să știi că am mai multe, nu trebuie să dai peripid neapărat. Măi, nu, eu am fost prinsă de acesta în mod special. Ca și de spiritul sărbătorilor. Ca și... Da. Tot ne rău, uite, vezi, eu când intru, tot acolo rămân în buclă. Dar întrebarea firească este dacă vei încerca sau dacă ai încercat să ai o astfel de colaborare cu Filarmonica din Cluj, de exemplu, că e mai la îndemână. E aici, la o aruncătură de arcuș. Da. Dar nu am încercat încă. Am avut alte idei cu acest proiect pentru Cluj, dar nu este târziu, nu cred că n-ar fi deschiși, adică îmi place să cred că și-ar susține un localnic în demersul ăsta, rămâne de văzut. 2016 e lung, încă nici n-a început, eu cred că o să putem colabora și la Cluj, adică așa ar fi normal. Inițial am vrut să-l fac la nivel de party, de petrecere, într-o locație unde urma să stea în picioare și să mega danseze. Dar este mai complicat logistic și atunci probabil că ar fi o idee bună să-l facem la Teatrul Sora Filarmonică. O să-ți dau de știre când o să vorbesc cu ei, da? Cred că va fi. Dar apropo okay. De 2016, cum îl vezi? Ce proiecte? Că tu nu stai degeaba. Păi... Nu cred eu că agenda ta e goală pe 2016. O să continui să fac tot asta. Adică am ales să fac asta, altceva n-a fost. Vorba celebrului vers din Biugi Mafia. Da, o să încerc să dezvolt proiectul ăsta cu orchestra, pentru că mi se pare că merită. Oricum am primit cel mai bun feedback dintre toate proiectele pe care le-am avut vreodată și a fost cel mai special proiect la care am lucrat. Nu neapărat cel mai mare ca anvergură, pentru că piața aia din Craiova, care e superbă de altfel, arată ca în Viera, erau doar câteva sute de oameni, am cântat la mult mai mulți oameni, dar nu asta este important neapărat întotdeauna, volumul de oameni la care cânți, ci proiectul în sine. Nu știu, eu sunt obișnuit cu scena de tânăr, am avut performance-uri de teatru, muzică și așa mai departe. Știi bine că am făcut radio, TV cu tine, deci n-am emoții, n-am faze de genul ăsta, am trecut peste faza aia, dar la... Uite-te ce față am acolo, da? Sunt foarte... Eram chiar stresat, că bune.
Adică erau niște emoții constructive, dar am avut niște emoții mega grave înainte de spectacolul ăsta, pentru că conștientizam anvergura lui și știam că nu e doar un show de club la care mergi și dai play la CD player. Este... A fost o stare specială. Dar mi-a plăcut. Și ce să zic, în rest pentru 2016 continuăm să facem muzică, colaborări cu tot felul de artiști și instrumentiști. Tu ai și participat la tot felul de evenimente din astea foarte promovate, la Electric Castle, la, știu, alte festivaluri foarte cunoscute. Da. În principiu, la Electric Castle am o implicare mai puternică, suntem și prieteni și colaboratori, dar sunt și DJ pentru acest festival. Am fost la fiecare ediție până acum. Evident că intenționez să fac asta în continuare și pentru anul ce o să vină. Și un alt aim, o altă țintă pentru 2016 este să cânt la mai multe festivaluri din afara țării. Am mai fost prin Polonia, prin Ungaria, prin, așa, aici, prin zonă, prin ogradă, dar aș vrea să mă... Să mergi mai către partea de vest, care nu e un contează pic prea mult. Mă duc și în Mozambic dacă mă cheamă, n-am nicio problemă. E important să mai schimbi un pic mediu și să ai parte de experiența ta și ceea ce faci într-un alt context. Să ieși din zona de confort, să nu mai cânti doar la tine în țară, publicul diferă și tot timpul îți câștigi o experiență de viață în plus dacă te plimbi, călătorești, nu? Mie mi se pare foarte fain și lăudabil și faptul că tot ce ai făcut tu până acum a fost unul la mână într-o creștere, nu știu, firească de la sine, n-a fost nimic pompat și alert, și doi la mână a fost, nu știu dacă se practică și în spațiul ăsta artistic cu impresar, cu oameni care se meargă să te reprezinte nu știu unde, să-ți facă o intrare mai specială. Eu mereu am avut impresia că tu ești cel care îți faci pașii singuri. Da, eu centrez, eu dau cu capul, vorba aceea. Eu cu mine nu discut, eu comand, eu execut. Din păcate așa este, nu este normal, adică... Nu e normal dacă ne raportăm la cum se întâmplă în alte țări sau ce înseamnă normalitatea asta? Păi e o meserie în sine să reprezinți un artist, să fii impresar, să fii manager, să fii booking agent pentru cineva. Sunt meserii în sine în alte țări, adică oamenii cu asta se ocupă. Au o mână de artiști pe care îi reprezintă și se asigură ca ăia să aibă tot ce le trebuie, de la... evenimente până la toate condițiile ca acele evenimente să se desfășoare cât mai bine. La noi în țară nu există o formare profesională în această direcție. Noi nu avem școală de muzică electronică. În România a apărut ceva privat acum recent, dar este foarte scump la București. Ce să te miri că nu ai agenți de care reprezintă artiști. E foarte greu, pentru că tu dacă te prezinți la un festival în afară, bună, eu sunt Angel din Cluj, foarte bună, uite, am cântat cu orchestra, am făcut liceu de informatică, am făcut judo când eram mic, sunt foarte talentat. Bine, mă, hai, lasă-ne. Tu dacă te reprezinți singur și trimiți un mail sau dai un telefon la un promotor care ar putea de altfel să te cheme în alte condiții, nu o să te ia nimeni în serios. Pentru că zice, uite, e băiatul ăsta și el un amator, vrea să se afirme săracul. Lasă, când mai crești și ne scrie managerul tău, poate mai vorbim. În România sunt 2-3 agenții de booking pe zona mai minimal techno a muzicii electronice, care nu este exhaustiv, adică sunt mult mai mulți artiști pe zona de muzică electronică, ce nu sunt reprezentați nicăieri. Mai trebuie să treacă niște ani, Irina, să ne dezvoltăm la nivelul de cultură muzicală pe toate palierele, inclusiv acestea de a funcționa mai normal. Dar este greu, într-adevăr, ca DJ, producător, artist în România să te organizezi și să ai de lucru tot timpul. De Crăciun mergi să pui muzică pe undeva? Da, aici, așa, loco. 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 Nu mă mai agit. Eu cred că prin deschiderea asta pe care o prezintă, de exemplu, opera, nu neapărat numai Filarmonică, doar avem mai multe
echipe cu care să poți să colaborezi, cred că ai putea face un proiect facultare anul viitor. Și despre asta vreau să povestim chiar în momentul în care deja încep primele discuții. Te voi anunța cu siguranță. Și te aștept cu mare drag. Mulțumesc. Și îți urez sărbători faine. Mersi la fel și ție și vouă și să ne vedem cu bine. Să ne, absolut. Ne întâlnim săptămâna viitoare din nou. Mâine, cum spuneam, o ediție mai specială de ajun. Duminică, bă, nu, stai că nu e duminică, e vineri chiar. Eu am impresia că e duminică, de fapt e ziua de Crăciun. Vineri, iarăși, prezentări speciale pregătite de colegi. Săptămâna viitoare, în schimb, marți, din nou, povești, discuții. Dacă avem ceva ziare, povestim de ziare. Dacă nu, de ale noastre. Sărbători fericite!